Sunt încă calde, surprinzător. Hai să văd și reacția ta. Nu, dar de ce babă? Arată bătrână ca o babă? Savarina. De când am mai mâncat o Savarina, nu știu. Da? Cred că avem ceva ani. Salutare tuturor! Astăzi am fost în mall să ne luăm ochelari de soare. Pentru că urmează să mergem în vacanță, acum la începutul lunii februarie. Și pentru că au deschis în mall firma asta, sunt ceva chinezești, chopsticks. Am zis să încercăm și noi și atunci vrem să împărtășim cu voi gustul preparatelor ăstora. Așa că hai, și ne-am mai luat ceva dulce. Nu știu exact de la cum se numește cofetoria. Bucurie pe felie. Atunci când am vrut să ieșim din mall, deci ne-am luat ochelari, am luat mâncare și în momentul în care am vrut să ieșim din mall, mi s-au lipit de mână și ceva prăjituri. Cam așa arată. De la Bucurie pe felie sunt. Miros super, super bine. Da, un cannelloni, o pavlova și o imitație de Savarina, ceva, o reinterpretare de Savarina. Da, pe asta le lăsam pe mai târziu. Momentan vreau să mă bucur de mâncare, oricum ne este foarte foame. Așa că, pe astea, pentru că tot am prețul aici. Pavlova a fost 17 lei, baba, fructe, pădure, 16 lei și așa mai departe. 15, 16, 17 lei, prăjiturile astea, nu mai stau sau mai așa. Dar hai să vedem ce anume avem aici. Ce avem aici? Ce avem? Sunt încă calde, surprinzător, pentru că ne-am tot plimbat. Nudel și cu pui. Și acolo am luat un pui picant cu pui dulce acrișor cu susan. Normal că oamenii s-au gândit că dacă ne-am luat acasă, nu mai avem nevoie de șervețele. Noroc că avem noi. Ok, hai să vedem. Începem cu puiul picant, prima dată. Dulce acrișor. Dulce acrișor. Având în vedere că îi spune pui dulce acrișor, se presupune că ar trebui să simt un pic acrileala, nu? Nu se simte acrileala. Oricum e extrem de bun. Chiar îmi place mult. Comparativ cu ceilalți? Le-am mai avut în partea cealaltă la Ali. E bun, e gustos. Mai încercăm încă o bucată. Fii atent că aici nu dar și sunt picanți. Am pus un sos picant. Nu sunt foarte picanți, sunt picanți, dar nu sunt extrem de picanți. Merg. Uh-huh. E bun. Evident, e mai bun puiul din partea asta, încă cel duce acrișor. Ăsta e tot un soi de pui, nu? Da, este pui. Pare, îmi place mai mult ăla, sincer. Dar pastele astea sau acest noodle și sunt buni. Eu am fost destul de curioasă legată de acest pui dulce acrișor. Îți spune mai bun la Lee, acolo. Depinde. E mai crispy. Da, e mai crispy. Dar asta, după părerea mea, sosul e mai bun la ei. Și nu mi se pare la fel de uscat. Da, asta da, e mai moale puiul. Oricum, e bun. E foarte bun. Foarte bun. Cât a fost asta? Mai știi cât a fost? Nu cred că avem prețul, nu? Sincer să spun, cred că pe amândouă am dat 48 de lei. 48, de 24. 20 de lei. 24. E ok, toți au la început, au prețurile ok. Vreau să-l gust mai mult în udorșe și îmi stă în cale puiul. O să vedem. S-au și răcit destul de rău. Mi se pare că ăsta s-a răcit. Nu, asta categoric. La Ali este mai bun. Sosul și la Ali au mai multe legume. Aici nu prea găsești legume. Bine, și prețul e mai mare la Ali, nu? Nu, cred că la ei un meniu cu salată și cu pui, salată, pui și garnitură, din câte știu este 27 de lei. Eu înainte să mănânc asta, am fost și am mâncat și eu Mesopotamia. Nu știu ce să vă spun, nu știu dacă vouă vi se pare corect faptul că toate restaurantele astea de tip fast food vând anumite produse, de exemplu, nu știu, dau un exemplu, la Mesopotamia, un Piatto mediu, 34 de lei sau ceva de genul. 34 de lei, da? Iar un Piatto mare 36 de lei. Nu știu dacă mi se pare, adică nu mi se pare ok ca o mâncare de tip fast food, că e, practic e fast food, nu e nimic gătit, să zici că e ceva gătit acolo, să coste atât de mult să ajungă la 30, 40 și 50 de lei, că dacă îți mai iau ok, dai 50 de lei. Sunt prețurile la fel ca cele de la restaurant, chiar nu mi se pare ok chestia asta. Dar, până la urmă, atât timp cât cererea e mare, e normal să pună la preț. Unde e cererea mare,
cresc prețurile peste tot. Ce bine, asta. Vai, ce avem aici. Cred că în Nisa o să nebunim cu deserturile. Abia aștept să mergem, mai avem foarte puțin. Hai să încercăm baba cu fructe de mare, baba cum baba, îi da. Zic ei. Baba. Da, de ce babă? Cu fructe de pădure. Nu, dar de ce babă? Arată bătrână ca o babă? Savarina. Da? E o babă. A, da? Se explică. Are sens. Fructe de pădure, înțeleg. Fructe de pădure. E suficient de siropată? Mă, să știi că asta mă uitam. Că e chiar siropată. Ce am mai văzut că mai aveau unele de... Aveau, cum se numește? Ca o pipetă. Ca o pipetă și... Îți însiropai tu prăjitura. Da, asta chiar mi se pare super și tare. Și e super bun dulceața asta de fructe de pădure. Este așa, acrișoară. Cu crema de vanilie chiar merge super bune. E cum trebuie să fie, nu? Normal, cu fructe de pădure sunt acrișoare, nu? Fructele de pădure. De când am mai mâncat o savarină, nu știu. Da? Cred că avem ceva ani. Și acum să încercăm și ăsta pavlova. Niște rodi. Rodi, și mai ce? Și crema. Strata de pavlova este fix la mijloc. Se vede aici. N-am ajuns la el. Dar ce anume avem aici? Nu înțeleg. Ce sos de rodi e ceva? Ce n-ai bocți acolo? Aici? Da, e un sos de rodi, cred. Tot la fel acrișor. Bănuiesc că e sos de rodi, având în vedere că are rodi deasupra, nu? Mă gândesc, nu știu. Da, eu încercam să ajung la stratul cu bezea. Da, interesantă combinație, dar mie îmi place mult mai mult. Baba, de aici. Deci, ce notă îi dai babii? 10. 10? Da, clar. Și să știi că e foarte bună și asta. Și comparativ, bucurie pe felie. Așa se numește, nu? Da. Okay. Și comparativ cu alte cofetării, chiar mi se pare că au deserturi destul de bune. V-a zis, 15-16 lei. Da, numai. Și prețurile foarte bune. În mall, da? Asta. Da, și au și în centru, din da? Câte știu eu, da. E bun, foarte bună crema. Da? Mm-hmm. Chiar se simte. Nu ce bine vreau să... e bun. Îmi place. Are fistic, mai au gură. Îmi place mult, e foarte bun. E... Eu o să-mi aleg savarina. E... blatul ăsta sau ce, nu e atât de... Cum să zic, nu e foarte tare, e crispy. Puțin crispy, dar nu e tare deloc. Oricum, cred că nu e compoziția clasică de cannelloni, pentru că ăsta, dacă vedeți, e din mai multe straturi. Se face e ca, o, da, ca e un foietaj mai gros. Ca un foietaj, da. Bun, normal, din câte știu eu, e ca o bucată de biscuit. Da, compoziția. Da. Dar e foarte bun și crema mi se pare super bună. Da, nota 10 la prăjituri. Și puiul dulce acrișor mi s-a părut extrem, extrem de bun. Deci foarte bun, chiar mi-a plăcut. Nu dor și nu. Nu, categoric nu i-aș mai lua a doua oară. Ce notă dai la pui? Ce notă dai la nudălși? La nudălși. Ce notă dai la nudălși? Mai salvează puiul crispy. Da, dar nu e un 5, pui. 5-6, da, dar nu e ceva extraordinar. Nu, deci, nu i-aș mai lua, categoric. Ce notă? 5. Nu. Nota 5? Da. Nu, atât de rău a fost? Nu, mi-a plăcut. Da? Pe când puiul chiar merită. Un 8, un 9. Puiul nota 8. Bun. Da. Ok. Prăjiturile tot la fel. 8-9. Da? Chiar foarte bunicele. Da? Ok. M-a plăcut. Ok, hai să încerc și eu atunci. Să încerc și eu... Baba și Pavlova. Nu, hai să mai iau gură de aici. Mi se pare bun. Mănânci pe tot. Așa e chiar bun. E bun, bun. Îmi place mult. Bogdan nu este un pătimit al prăjiturilor, dar dacă îi se cumpără, nu le refuză. Nu-mi place foarte dulce în general și nu mănânc mult dulce. E ciocolata, că mănânc două cuburi de ciocolată, mi-ajunge, nu pot să mănânc mai mult și nu-mi place atât de mult. Asta e baba? Da. Hai să vedem baba. Am făcut lingurița perfectă, ca la bucătari, ca la șefii bucătari. Se simt fructele pădurei destul de bine. Și e acrișor, într-adevăr, cum spuneai tu, chiar e acrișor și bun. Îmi place mult de tot și e destul de bine siropată. Cel puțin la suprafață și la suprafață ea. Da, are două straturi de blat de savarină. Care e bună. Să vedem și cea de-a doua prăjiturică. Ce spune că e asta? Pavlova. 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 Hai să vedem și asta. La fel, lingurița perfectă. Arată așa perfectă. Ți-am făcut eu loc acolo să ajung la ce e mai bun.
Încerc să dau seama ce sos e asta. Cred că tot un jeleu de fructe de pădure. Da, e ceva creșor. Nu mă dă pe spate asta, cred că și datorită faptului că are... Mă așteptam ca stratul de palba să se simtă mult mai bine, dar mi se pare că aproape nu-l simți deloc. Mă așteptam la o bucată mai mare. Da, nu se simte palba. Din păcate, doar o cremă și... Da, ok, deci... Doar o cremă cu jeleu și te chinui să găsești acea palba. Acea bezea. Da. Nu prea e să vede, dar e foarte bună. Ok, o să dau și o notă acum. Asta? Uiu. Nu știu, zic un 7 merge. Sunt indulgent. Chiar nu mi se pare atât de rău. Nu sunt rele, dar sunt niște normal, nimic deosebit. Da, nimic deosebit. Da, nu iese cu nimic în evidență. Puiul clar, nota 10, direct. Hai să nu dăm nota 10, că na, nota 10 se ia greu. Știți și voi de la școală cât de greu la nota 10. Deci, hai să zicem puiul ăsta, Dulcea Crișor, 9,90. Asta cum se numește baba. Asta mi-a plăcut mult de tot, 10 direct. Stau la discuția asta, e super, super bună. 10, 10, 10 și... Și o corigentă. Nu, no, n-aș spune asta, un 7 cu indulgență, așa, 7. Mi-a plăcut, dar nu m-a dat pe spate. Și rodiile, nu mi se pare că, adică nu mi se pare a avea vreo treabă cu prăjiturile în general, nici pe tortă, nu, mie nu prea îmi place că au semințe și, da, mă rog. Și nu-i place nici ananasul în prăjituri. Nu, ananasul nu suportă în prăjituri, nu suport. Dar oricum, cam asta a fost, ne-am luat și ochelari. Pe care o să-i luăm în vacanță. Ha, ha, ha. Super. Și aici aplauzele. Da, pentru că ne strâmbam extrem de mult la voi. Tot timpul eram așa. Și am zis, bă, să nu ne mai strâmbăm dracu, așa se sperie lumea de noi. Trebuie să facem ceva, să ne luăm ochelari. Aveam ceva, dar nu știu, ochelari urâți. Și da. Și-a luat și soția. Vrei să-i arăți tu? Sunt ai mei. Ce top frumos are ea. Da, sunt băgați în husă. Ce, ți-a dat și husă din asta? Da, am și... Tot mie nu mi-a dat. Ăsta mai frai. Mic și mai frai. Ia. Da, bă, da, stă bine, da, stă bine. Sperăm că o să avem vreme bună, Nisa, și o să avem nevoie de ei. Da. Sperăm că nu avem ploaie. Dacă nu, pentru la vară. Și nu numai în vacanță, o să-i purtăm mai bine și dacă ninge. Normal, eu sunt chiar, am o problemă cu zăpada, cu tot ce este iar. Mă deranjează foarte rău, lăcrimează foarte rău ochii, mai ales la condus, dacă cumva bate soarele foarte puternic, lăcrimează ochii foarte rău. Da, și ți-o fotosensibilitate, da. Ok, vă mulțumim frumos pentru vizionare. Nu vă putem transmite gustul și mirosul. Vă sugerăm să încercați, dacă o să-ți pești prin apropiere, prin Craiova, să mergeți să încercați, da, să vedeți. Nu cred că sunt mai în Craiova, cred că găsesc mai multe locații. Da, mergeți și încercați să vedeți dacă notele pe care le-am dat noi sunt cele pe care o să le dați și voi. Și ne lăsați în comentarii acolo toate sugestiile. Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Da, nu uitați, te uit ca pe Facebook, doar ce ne-am făcut contul. O pagină. Instagram-ul are ceva timp, cred că... Și pe TikTok ne puteți găsi, da, la fel cu Stay With Gab, așa că nu uitați să ne dați follow acolo, să ne căutați. O să postăm chestii interesante și de vacanță și de acum înainte, pe unde ne ducem, ce nu ducem, pe unde ne ducem și ce facem. Dacă vă place loc, dacă nu, asta este, vă uitați la videoclip, ne înjurați și asta e. Asta nu ne înjurați în comentarii, că ne demoralizați și nu cred că are sens, nu despre asta este vorba. Până atunci, nu uitați să vă abonați canalului și ne vedem cu următorul vlog. Peste 2 săptămâni plecăm în Nisa, așa că o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă pe acolo prin Nisa. Da, o să începem să ne pregătim. Monaco, bagajele. Nisa, Monaco, Ez, Cannes, Antibes și alte orășele prin care o să mergem. Avem o grămadă de vizitat. E că nu o să stăm deloc jos. Nu. Plecăm dimineața la ora 6 și ne întoarcem la ora 12 noaptea, promitem. Și o să venim cu cele mai frumoase videoclipuri, o să ridicăm drone peste drone pe unde putem și o să venim cu cele mai frumoase imagini și cele mai frumoase videoclipuri, bineînțeles. Până atunci, nu uitați să vă abonați, vă pupăm. Și ne vedem cu vlogul următor, duminică. Pa!